Și a venit ziua cea mare să vedem cum a ieșit mașina. Pentru că atunci când am vopsit-o, am vopsit-o o parte și după care l-am lăsat pe Vali cumva să termine cu totul, pentru că eu trebuia să merg și la muncă. Așa că astăzi mergem să vedem cum a ieșit mașina. Sunt aici în fața curții, dar aștept pe Vali să vină și chiar sunt foarte entuziasmat, ca să spun așa, să văd mașina. O văd puțin, puțin de tot. O să vă arăt și vouă, dar imediat după ce pun absolut totul pe ea, adică să pun bandouri, farul, tot, ca să o vedeți în adevărata splendoare aici. Până atunci vă arăt un mic cadru. Gata! Am luat mașina. Sunt fericit pentru că chiar îmi place cum arată. Mai avem pe aici pe geamuri puțină vopsea, pe geamurile laterale, pentru că eu am izolat-o și se pare că n-am izolat-o așa cum a trebuit, așa că acum i-am pus faruri, i-am pus triple numerele cu bandă dublă adezivă și mergem să vedem reacțiile soției, că până la urmă asta e mașina ei de atâta timp și sigur că ține foarte mult la mașina asta, că n-am apucat să pun totul pe ea, așa că mergem, luăm câteva reacții și imediat după ce o să termin de vorbit aici, o să vă las și un cinematic cu mașina completă. Dar desigur nu va fi acum, pentru că acum am spus e incompletă. Dar o să o completez și cinematicul o să bag imediat după acest clip. Așa că vizionare plăcută, în continuare. Ce zice Alexandru? Altceva, nu? Deci cam așa arată și din exterior, acum fără bandouri. Și nici n-am dat ăștia jos. Am uitat. Dar le dăm acasă. Au, nu, garaj, a? Deci s-a spus, nu e vopsită de un vopsitor, e vopsită de... Prea bine, e bine, nu? Păi, da. Uite cum se răucește, să trăiești. Chiar îmi place. Uite, și pe aici, pe partea asta, trebuie să mai usuce una alta. Uite. Prea bine. Prea bine, da. Și cum spuse, nu e de un vopsitor, na. Deci place. Chiar îmi place. Am pus și xenoanele, ia uita ce frumos arată cu ele. Am pus și angelisurile, ia uita ce frumos arată și cu ele. Și ce să vedeți, angelisurile sunt aprinse, iar spatele nu este aprins. De ce? Pentru că am preferat să pun angelisurile la buton pentru a nu avea probleme în trafic. Și așa că pozițiile au rămas poziții, iar angelisurile separate. Ce arată bine? O zic că arată super. Am lucrat amândoi, a fost mai la un low cost, ca să spun așa. Dar, per total, eu zic că a ieșit foarte bine. Acum, cam ea așa arată. I-am pus și xenoanele, i-am pus și farurile acestea care arată mult, mult mai bine ca celelalte cu lupă, cu toate cele. Și, haideți să vă arăt și cum arată și cu ele pe aici. Le-am pornit. Ia uitați cât de frumos se vede și cu lupele aprinse. Și aici, sus, vin beculețele pentru poziții. Iau, altă mașină, pur și simplu. Schimbi o vopsea, un far. Dacă mai schimbăm și jantele, deja ziceam clar că este altă mașină. Și acum mergem să luăm și reacția soției. Așa că haideți să vedem ce părere va avea. Gata, am ajuns și acasă și să vedem reacția soției. Mamă, ce mișto e! Îți place? Da! E altă mașină, nu?
Ha? Deci pur și simplu, chiar zici că e altă mașină, adică cu culoarea asta mai închisă. Și vezi? Angelesul, da, să nu vezi că am luat alte faruri. Da, e foarte mișto mașină. Îți place, da? Da, Și aici îi mai dăm un poliș ca să, na, uite, vezi, mai a rămas aici, nu știu dacă se depăcană, o mică pată, puțin pe plafon acolo, da, dacă se observă. Da. Și, na, asta e mașinuța, mașinuța ta. Și deci ești mulțumită, da? Da, e foarte mișto mașina. Este mașinuța, acum o să las să se bucure și imediat ne auzim. Am lăsat să se bucure suficient, zic eu. I-am vopsit grilele din nou, bandourile, față, spate, mânerele, bandourile iar din spate, aici din nou sigla și de asta și pare total schimbată față de atunci când am început vopsit. Bine, clar, arată și mult mai bine. Dacă vă uitați din față, arată și mult mai bine și datorită vopselii, dar și chestiile astea mici, cum ar fi un bandou vopsit, o grilă vopsită, un Angelis, un Xenon, schimbă foarte, foarte mult mașina. Deci cam acesta a fost clipul. Sper să v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vouă cum a ieșit mașina, la un preț, zic eu, destul de ok, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați. Până data viitoare, am fost Valentin Grețan. Vă doresc o zi fascinantă și toate cele bune. Pa!